Mateiu, așadar, domnule comandor, am auzit, este posibil de la ora 9 să fie deschisă acea graniță pentru cei care au dublă cetățenie, spunea domnul doctor ceva mai devreme, persoanele cu două cărți de identitate. Cum se vor face într-un fel sau altul aceste triaje, astfel încât să nu pătrundă și teroriști printre aceste persoane? Asta odată și doi, cât de greu, dificil le va fi acestor oameni să meargă spre acea graniță în contextul în care vedem că gruparea Hamas îi îndeamnă pe toți să rămână în case, să nu părăsească locuințele? Mai întâi, tocmai pentru că domnul doctor a transmis șocul din Israel, un mini-șoah, o să precizez poziția mea, stau unde stă guvernul și națiunea mea, în sensul în care avem o prietenie deosebită cu Israelul, prietenie cu lumea arabă și întotdeauna o poziție echilibrată în problema palestinienilor, dar în același timp suntem pentru regulile lumii civilizate. Bebeluși decapitați, n-am ce căuta între oameni. Cei care au făcut aceste crime. Acum revenind de la situația de la Gaza. Una dintre prioritățile, în primul rând, ale Statelor Unite, dar și ale occidentalilor, este să scoată din Gaza cetățenii, cei care au dublă cetățenie. Mă refer la cei care au cetățenia țării respective, să spunem România, America și cetățenia palestiniană. Pentru că celălalt 155, chiar dacă este american și a fost capturat de către Hamas în Israel, rămâne ostatic și scutuman. Problema este că s-a negociat foarte greu. Cred că secretarul de stat Blinken a fost cel care în turneu a încercat acest lucru. Egiptul este reticent. De ce? Pentru că Egiptul are o relație destul de dificilă cu Hamasul. Hamasul, în fond, la origine sunt frații musulmani și știm cum liderul egiptean Sisi a scăpat de frații musulmani, lupturi de stat, până la și mai departe. Asta este prima problemă. Deja Egiptul blochează mare parte această ieșire. Al doilea element, la fel de important, este legat de cine ce controlează, pentru că Hamasul, Egiptul nu vrea să ia luptători Hamas, care se vor strecura să iasă din fâșia Gaza. Și atunci, iar de cealaltă parte, foarte puțin probabil, că este vorba de punctul de trecere Rafah, foarte puțin probabil să mai există o autoritate care controlează. Între astea două, cred că în final va fi redus foarte mult în prima fază femei, copii, iar la cei cu dublă cetățenie un control la sânge făcut de egipteni. Cred că se va căuta de către partea arabă să se dea drumul și la femei și copii. Și Israelul ar fi interesat, numai că Egiptul nu este reticent. Corect. Pe de altă parte, pentru că, iată, știm că astăzi Anthony Blinken ajunge din nou nu în Israel, în acest turneu. Știm că în oglindă a făcut totodată și ministrul iranian de externe un mini-turneu cu statele arabe. Cum să privim acest lucru? Care ar fi scopul aici? Pentru că știm că Anthony Blinken nu încearcă, iată, să convingă statele arabe să aplaneze cumva acest conflict, să nu degenereze, nu, în zonă. Deci cum privim această dublă ieșire a celor doi oficiali? Mai ușor este de explicat poziția iraniană, în sensul în care de când a început reconciliarea arabo-israeliană și acum era marele trofeu acordul, după acordul Abraham să vină Arabia Saudită Israel, bună parte, eu consider că asta e ipoteza de bază, Iranul și Hamasul au avut acest interes strategic să deraieze, să blocheze această evoluție și atunci Hamasul a acționat, să vedem dacă Iranul trimite Hezbollahul, asta e mare problemă, întrebare în ecuație. Pentru Iran este simplu, pur și simplu a făcut recapitularea la axa rezistenței, cum spun ei. Au luat Siria, care este cum este, dar este un teren bun pentru că Hezbollahul se poate strecura în Golan. Da. Se poate lovi pe două fronturi Israelul. Hezbollahul, marea întrebare este dacă copilul teribil, creația Iranului, e finanțat cu vreo 700 de milioane de parte Hezbollahul, intră în război, pentru că Libanul este într-o situație dificilă, Hezbollahul este și forță politică și își riscă pielea dacă intră, are un arsenal de rachete deosebit. Asta e amenințarea și de aceea grupurile americane de portavioane s-au îndreptat spre Israel. Pentru că dacă apărarea antiaeriană israeliană este saturată, să apară ajutorul imediat american. Una dintre ipoteze, mai sunt și altele. Și Iranul își calculează mișcările în sensul în care să descurajeze o incursiune israeliană în Gaza, ceea ce este aproape imposibil. Și joacă cartea Hezbollahului. Pe de altă parte vine secretarul de stat al Statelor Unite cu două direcții care undeva sunt contradictorii. Prima este avem sprijinul total pentru Israel.
Și se știe deja obiectivul declarat al Israelului este cel puțin lichidarea militară a Hamasului. De cealaltă parte este să nu se răspândească războiul. Este un joc prin care, la mijloc sunt țările arabe, care pe de o parte, mai ales Arabia Saudită, nu pot uita cauza palestiniană, pe de altă parte nu se mai pot poziționa anti-Israel, mai ales cele care au semnat acolo de pace cu Israel și au recunoscut. Da, de aceea apare ideea nu atacați civilii. Dar sunt atenți că această cauză palestiniană să nu fie furată de Iran. Între ghilimele, Iranul se prevaleze de cauza palestiniană să-și crească influența în zonă, pentru că marele conflict al Orientului Mijlociu nu mai este Israel-Palestinii, este șiiți-suniți.